Bacalaureat 2020, model oficial, test număr 8 pentru clasele de tehnologic. Subiectul 1 roman, materia claselor 9-10. Primul exercițiu. Arătați că 1,75 împărțit la 0,25 minus 2 ori 17 supra 4 minus 2,25 este egal cu 3. Să rescriem acest prim membru al egalității, deci calculul propus, și care trebuie să verificăm că este egal cu 3, este egal în continuare. Avem numere raționale în expresia noastră, atât sub formă de fracții decimale, cât și sub formă de fracții ordinare. Deci trebuie să luăm o hotărâre, să lucrăm numai cu numere de un anumit tip. Preferăm să scriem deocamdată toate fracțiile decimale sub formă de fracție ordinară, după regulile cunoscute din clasa 5-a-6. 1,75 este egal cu 100, așa facem pentru toată lumea acest exercițiu, 175 supra 100, împărțit la, iată, 25 supra 100, minus 2 ori. Și în paranteză, prima dată, ăsta este obiectivul care l-am propus, 17 supra 4 minus, să scriem toate sub formă de fracție ordinară. 2,25 este 225 supra 100. Este egal mai departe, egal cu, înainte de a ne angaja în operații cu aceste numere raționale sub formă de fracție ordinară, dorim ca fracțiile ordinare să fie aduse la forma ireductibilă, adică să fie simplificate. Recomandare în toate cazurile de calcul. 175 supra 100 se simplifică maxim cu 25. 175 împărțit la 25 este egal cu 7. Supra 100 împărțit la 25 este 4. Deci avem 7 pe 4. Împărțit la 25 supra 100, desigur, este 1 pe 4, un sfert. Minus 2 ori, păstrăm deocamdată fracțiile, ca să le aducem la formă ireductibilă, 17 pe 4 minus, aici simplificând cu 25, obținem 9 supra 100 împărțit la 25, din nou este 4. Egal cu, și acum împărțirea este înmulțirea cu a doua inversată, deci 7 pe 4 ori 4 supra 1 minus 2 ori, în paranteză avem linie de fracție, numitorul este 4, avem același numitor, 17 minus 9 este egal cu 8. Egal mai departe, aici se poate simplifica, avem 7 ori 1, deci 7 minus, simplificăm și pe 8 pe 4 cu 4 și rămâne 2, aici 1. Deci minus 2 ori 2, minus 4. Este egal cu 3 și iată că s-a verificat egalitatea de la punctul 1. Exercițiul 2. Determinați imaginea funcției f definit pe 1, 5 cu valori în R, f de x egal cu 2x plus 1. Să rescriem măcar legea funcției, așa cum este dată ea, 2x plus 1. Remarcăm faptul că x are coeficientul 2 și este un rezultat cunoscut din clasa, chiar din clasa 8-a și a 9-a, anume că dacă coeficientul x într-o funcție de gradul 1 este pozitiv, atunci funcția f este o funcție crescătoare, monoton crescătoare. Vom întocmi și un tabel, iată, ca să ne fie foarte clar care va fi în final imaginea de f, deci imaginea funcției. Iată x cu domeniul de definiție și pe ultima, pe a doua linie, variația funcției, de fapt, f de x. La 1, dacă x este egal cu 1, atunci f de 1, calculăm f de 1, este egal cu, conform legii funcției, este 2 ori 1 plus 1, este egal, iată, cu 2 plus 1, 3, și f de 5
este egal cu 2 ori 5 plus 1, adică 11. Deci dacă x egal cu 1, ne întoarcem la tabel, f de 1 este egal cu 3 și f de 5 este egal cu 11. Cum spuneam, pentru că 2 este pozitiv, funcția f este o funcție crescătoare. În felul acesta, în tabel am putea să punem, să punctăm acest lucru cu săgețile corespunzătoare. Marcăm deci în tablou de variație, iată, funcția crește de la 3 la 11 pentru x, parcurgând valorile de la 1 la 5. Este bine, deja se poate vedea care este imaginea de f, ea se înregistrează în a doua parte a tabelului, deci 3, 11 este intervalul ce reprezintă imaginea de f. Este bine să ilustrăm și grafic acest lucru, să avem o imagine mai clară. Iată, în sistemul de axă x, y, avem punctele semnificative pe axa OX, 1 și 5, domeniul de definiție a funcției, 3, punctul de coordonate 1, 3 va fi un punct al graficului, dar și la 11 avem o altă ordonată, este vorba aici de un punct de coordonate 5, 11 și iată care este graficul funcției, este un segment graficul funcției, am unit punctele 1, 3 și respectiv 5, 11. Și aici se poate urmări foarte ușor, deci vizualizăm acest lucru, dacă acest grafic îl proiectăm pe axa Y, acolo unde regăsim valorile funcției, atunci obținem imagine de f, iată-l. Deci acesta este imagine de f, este un interval închis, acesta este imagine de f. Atât din tabel cât și din grafic se poate sesiza ușor faptul că imagine de f, deci imagine de f, este egal cu intervalul închis 3, 11. Următorul exercițiu este exercițiul 3, rezolvați înmulțimea numerelor ale ecuația. Logaritm în bază 2 din 2x plus 4 egal cu 4. Rescriem rapid ecuația și începem prin a determina domeniul de existență a ecuației. Logaritmul există dacă argumentul, în cazul nostru 2x plus 4, este strict pozitiv. Deci 2x plus 4, punem condiția, trebuie să fie strict mai mare decât 0. Asta înseamnă că 2x este strict mai mare decât minus 4, împărțim cu 2, și obținem x mai mare strict decât minus 2. Adică rezultă că x aparține minus 2 plus infinit. Putem și vizualiza acest lucru, iată pe axa reală, numărul minus 2 și intervalul deschis, minus 2 plus infinit, iată, este astfel pus în evidență. Avem, deci, domeniul de definiție minus 2 plus infinit, ceea ce înseamnă că soluția ecuației trebuie să aparțină neapărat acestui interval. Și acum trecem la rezolvarea propriu-zisă a acestei ecuații logaritmice. Da? Revenim la ecuație și facem o prima transformare. Vom scrie logaritm în bază 2 din 2x plus 4, păstrăm membrul stâng, este egal cu, scriem pe 4 ca un logaritm în bază 2. Și anume este logaritm în bază 2 din 2 la 4, după respectând o formulă foarte cunoscută dintre primele formule logaritmice. Situație în care avem logaritm în aceeași bază, în membrii, atât în membru stâng cât și în membru drept, deci de aici rezultă pe baza injectivității funcției logaritmice că și argumentele sunt egale, respectiv că 2x plus 4 este egal cu 2 la 4, adică cu 16. Continuăm, este 2x, mai departe, egal cu 16 minus 4, adică rezultă 2x este egal cu 12 și de aici x egal cu 12 pe 2, adică este egal cu 6. Având în vedere că 6 aparține domeniului,
iată, este undeva în această zonă, 6, în minus 2 plus infinit, rezultă că, rezultă de aici, mai departe, că soluția este mulțimea formată din elementul 6. Următorul exercițiu, 4. După o ieftinire cu 20%, prețul unui produs este de 144 de lei. Determinați prețul produsului înainte de ieftinire. Vom nota mai întâi cu X prețul inițial, care, iată, se va diminua odată ce se aplică o ieftinire. Deci, din X vom scădea o sumă care înseamnă ieftinirea acestui produs. Cu cât? Cu 20%. Deci, minus 20 supra 100 ori X. Și ajungem la prețul care îl vedem acum, adică 144. Ne interesează să aflăm prețul de dinainte de ieftinire, adică valoarea lui X. Am fost conduși în felul acesta la ecuație simplă. Iată, simplificăm mai întâi cu 10, apoi cu 2 și obținem aici 1 pe 5. Practic am simplificat cu 20. Avem X minus X supra 5. Este egal cu 144. Rezultă mai departe, după înmulțirea cu 5, ca să eliminăm numitorul, rezultă, iată scriem aici, 5x minus x este egal cu 5 ori 144, lăsăm produsul neefectuat, vom avea un avantaj din chestia asta. 5x minus x este 4x, egal cu 5 ori 144. Și de aici x este egal cu... Avem o linie de fracție, din nou am lăsat neefectuat produsul, 5 ori, ca să ne fie mai comod, nu de altceva, totul supra 4. Adică este egal mai departe cu 5 ori, 144 înseamnă 12 la pătrat, deci 12 ori 12, totul supra 4. Din această poziție se simplifică cu 4, aici rămâne 3. Și este egal, deci rezultă mai departe că x este egal cu 5 ori 12 ori 3. Este egal cu 5 ori 12 ori 3 este 36. Și egal mai departe, 5 ori 6, 30. 15 cu 3, 18. Deci 180 de lei este prețul inițial înainte de ieftinire. Am debarasat și trecem la exercițiul 5. În reperul cartezian XY se consideră punctele A de coordonate 2A, B de coordonate 5, 0, unde A este număr real. Determinați numerele reale A știind că segmentul AB are lungimea 5. Să scriem cele două puncte, iată, date, și să calculăm lungimea segmentului AB. După formula cunoscută, este aceea cu radicat. AB este egal cu radical din x2 minus x1 totul la pătrat, în cazul nostru 5 minus 2 totul la pătrat. Deci să scriem acest lucru, să vedem că folosim formula respectivă. Și plus diferența ordonatelor la pătrat. 0 minus A la pătrat. Adică este egal mai departe cu radical din 5 minus 2 este 3, la pătrat este 9, plus minus A la pătrat este plus A pătrat. Și acum, faptul că lungimea este dată ne conduce la o ecuație, adică rezultă următoarea ecuație. Radical din, să scriem A pătrat minus 9, deci A pătrat minus 9 este egal cu 5. Ridicăm la pătrat, avem o simplă ecuație irațională în care ambii membrii sunt pozitivi. De aici rezultă A pătrat minus 9, plus 9, pardon, A pătrat plus 9 este o cantitate pozitivă. Deci avem, prin ridicare la pătrat, radicalul se elimină și avem A pătrat plus 9 este egal cu 5 la pătrat cu 25.
Continuăm, a pătrat de aici este egal cu 25 fără 9, adică 16, și rezultă a pătrat egal cu 16, a 1, 2 este egal cu plus minus radical din 16, adică plus minus 4. Deci, soluția este mulțimea formată din elementele minus 4 și 4. Acestea sunt cele două numere pentru care lungimea segmentului AB este 5. Și în sfârșit, exercițiul numărul 6. Arătați că sinus pătrat de 130 de grade plus cosinus pătrat de 50 de grade este egal cu 1. Să încercăm să avem o evaluare pentru sinus de 130 de grade. Aici este problema. Iată, pe cercul trigonometric, mai întâi pentru cei care sunt deprinși cu vizualizarea pe cercul trigonometric a valorilor funcțiilor sinus și cosinus, iată cele patru cadrane. Mai întâi punem în evidență un unghi alfa în primul cadran și pe urmă, iată, construim și aici un unghi alfa, egal cu cel din primul cadran. Aici se evidențiază unghiul de 180 de grade minus alfa și avem atunci proprietatea cunoscută, anume că sinus de 180 de grade minus alfa este egal cu sinus de alfa. Nuanțăm acest lucru, iată cele două valori, cum apar ele în cadranul 1, respectiv în cadranul 2, acolo unde sinusul este pozitiv, cele două valori, bastonașele roșii care le-am desenat aici, reprezintă sinus de alfa, respectiv sinus de 180 de grade minus alfa, adică au aceeași valoare. Deci cele două bastonașe, să zicem, reprezintă pe sinus de alfa și respectiv pe 180 de grade sinus de 180 de grade minus alfa. Este o proprietate aceasta. În felul acesta vom scrie că sinus de 130 de grade este egal cu sinus de 180 de grade minus 50 de grade. Și iată, punem în valoare legătura, sau facem legătura cu cos de 50 din relația dată. De sinus de 130 de grade este egal cu sinus de 180 minus 50 de grade, adică este egal, conform relației sin de 180 de grade minus alfa egal cu sin de alfa, cum am ilustrat aici pe figură, sinus de 180 minus 50 este egal cu sinus de 50 de grade. În felul acesta, sin pătrat de cos de 30 plus cos pătrat de 50 egal cu 1, această relație devine, deci este echivalentă cu sinus de 130 de grade este sin de 50 de grade la pătrat plus cosinus la pătrat de 50 de grade. Deci esențial era să arătăm că sin de 130 este de fapt sin de 150. Și asta este egal cu 1, este evident, întrucât sin pătrat de alfa plus cos pătrat de alfa este egal cu 1, deci 1 egal cu 1 și în felul acesta se verifică relația asterix. Pentru cei nefamiliarizați, ceea ce este regretabil, cu cercul trigonometric, avem și o altă variantă în ce privește evaluarea lui sinus de 130 de grade. Sinus de 130 de grade, iată, este egal cu sinus de 180 de grade minus 50 de grade. Și acum intră în funcție formula celebră, sin de alfa minus beta. Este egal cu sinus de 180 de grade, cosinus de 50, minus sinus de 50 de grade, cosinus de 180 de grade. Este egal mai departe, sinus de 180 de grade este egal cu 0, sinus de 180 de grade de 2 de pi este egal cu 0, deci nu mai contează primul, se anulează primul produs, este egal cu 0 minus sinus de 50 de grade, iar cosinus de 180 de grade este minus 1, deci trebuie cunoscute aceste valori.
și minus cu minus este plus, deci conduce la sinus de 50 de grade și iată că și în acest mod am demonstrat că sinus de 30 de grade este egal cu sin de 50 de grade și, bineînțeles, relația se poate demonstra și în felul acesta. Subiectul 2 Roman 1, materia clasei 11-a, matrici determinanți. Se consideră matricele A egal cu 3, 6, minus 2, minus 4 și O2 și I2, matrici cunoscute, matricea nulă 0, 0, 0, 0 și I2, 1, 0, 0, 1, matricea unitate la mulțire. Și avem următoarele cerințe relativ la aceste matrici. La punctul A, o chestiune simplă de calcul pentru toată lumea, arătați că determinant de A este egal cu 0. Chiar dacă exercițiul este foarte simplu, recomandă să scrie detaliat. Iată, determinant de A este egal cu elementele matricii A cu notația standard, întrebare, deci 3, 6, minus 2, minus 4, este egal cu, mulțim elementele de pe prima diagonală, scriem detaliat, 3 ori minus 4, și minus produsul de pe a doua diagonală, 6 ori minus 2. Este egal mai departe, 3 ori minus 4, minus 12, minus 6 ori minus 2, plus 12, egal cu 0, și se verifică în felul acesta primul rezultat. Punctul B. Arătați că A ori A plus A egal cu O2. Mai întâi vom efectua produsul matricilor, adică a matricei A cu ea însăși. Aceasta este egal cu, deci avem 3, 6, minus 2, minus 4, înmulțit cu ea însăși, deci tot cu 3, 6, minus 2, minus 4. Este egal cu, pregătim terenul, explicăm produsul matricilor pentru toată lumea, iată, operăm prima linie cu prima coloană. 3 ori 3 plus 6 ori minus 2, 9 minus 12. Primul element este minus 3. Deci minus 3, primul element. Apoi operăm prima linie cu a doua coloană. 3 ori 6 plus 6 ori minus 4. 3 ori 6, 18 minus 24. 18 minus 24, minus 6. Următorul element este minus 6. Urmează a doua linie cu prima coloană, minus 2 ori 3 plus minus 4 ori minus 2, minus 2 ori 3 minus 6, plus 8, plus 2 este următorul element, deci 2. Și în sfârșit, a doua linie cu a doua coloană, minus 2 ori 6 minus 12 plus 16, este 4. Și acesta este egal cu, dacă avem un pic de spirit de observație, putem da factor comun pe minus din toate elementele matricii. Putem să mergem pe această scurtătură, o să vedem de ce. 3, 6, deschimbăm practic semnele la toate elementele din matrice, minus 2, minus 4. Adică, iată o surpriză, este egal cu minus, 3, 6, minus 2, minus 4 este tocmai matricea. Adică rezultă că A ori A, iată, este egal cu minus A. Și atunci, dacă revenim la relația ce trebuie demonstrată, A ori A plus A, iată, este egal cu A ori A este minus A plus A, care, bineînțeles, conduce la O2. Și în felul acesta demonstrăm și punctul B. Am debarasat și avem spațiu pentru dezbaterea de la punctul C. Da? Punctul C. Demonstrați că există o infinitate de matrice X aparținând de M2 peste R, astfel încât determinant de X să fie egal cu determinant de X plus I2. Constatăm că punctul C nu are nicio legătură cu cerințele de la A și B. Deci este un exercițiu, să zicem, autonom. Să scriem matricea X, forma e generală
din mulțimea M2 peste R este XY, alegem să notăm în felul acesta. Și de aici rezultă că determinant de X este egal cu, să avem și notațiile specifice pentru determinant, să arătăm întotdeauna că notațiile pentru matrice și determinant sunt diferite, XY Z T este egal cu X T prima diagonală minus a doua diagonală, produsul de pe a doua diagonală, Y Z. Expresie pe care o notăm cu 1. Și acum vrem să evaluăm mai întâi pe X plus I2, care este egal cu, iată, matricea XY Z T plus matricea I2, care este matricea element neutru la mulțire, 1, 0, 0, 1, și care este egal cu, adunăm pozițiile corespunzătoare, avem X plus 1, Y, Z și T plus 1. T plus 1. Acum, determinant de X plus I2 va fi egal cu, deci vom avea X plus 1 Y și Z respectiv T plus 1 este egal cu, înmulțim în diagonală și desfacem deja parantezele, X plus 1 pe lângă T plus 1 conduce la XT plus X plus T plus 1 minus YZ. Și aceasta este relația 2 sau expresia numărul 2. Egalitatea determinant de X egal cu determinant de X plus I2 devine, deci 1 egal cu 2 este echivalentă cu XT plus YZ egal cu XT plus X plus T plus 1 minus YZ. Rezultă mai departe. Avem XT în ambii membri cu același semn, se vor reduce. De asemenea, aici, îmi cer scuze, aici este, de fapt, minus, aici este minus YZ, da? Deci era minus YZ. De asemenea, se reduc și YZ cu minus YZ, au același semn în membrii diferiți și mai rămâne X plus T, deci X plus T plus 1 egal cu 0. Sau T, de exemplu, este egal cu minus X minus 1. Deci, pentru ca determinant de X, unde X este o matrice oarecare din M2 peste R, să fie egal cu determinant de X plus I2, conduce la T egal cu minus X minus 1. Deci, condiția este ca T să fie egal cu minus X minus 1. Rezultă de aici că avem aceste matrici de următoarea formă, și anume X, Y, Z și T se exprimă în raport cu X, minus X minus 1, unde X, Y și Z, pe T l-am exprimat în funcție de X, aparțin mulțimilor numerelor reale. Deci, dacă avem matrici de forma X, Y, Z și minus X minus 1, de această formă, toate aceste matrici respectă egalitatea. Și avem câte? O infinitate, întrucât X, Y și Z sunt oricare elemente din mulțimea numerelor reale. Deci, da, avem, într-adevăr, o infinitate de matrici care respectă egalitatea dată la punctul C. Subiectul 2, roman 2, materia clasei a 12, algebră, legi de compoziție. Pe mulțimea numerelor reale se definește legea de compoziție X operat cu Y egal cu minus XY plus X plus Y. Și avem următoarele cerințe. Punctul A. Arătați că 1 operat cu radical din 2 este egal cu 1. Să scriem 1 operat cu radical din 2 este egal cu,
vom urmări legea de compoziție. Este minus prima parte ori a doua parte, facem pentru toată lumea. Deci minus prima parte la noi este 1, ori a doua parte este radical din 2, plus x, deci plus 1, și plus y, adică plus radical din 2. Este egal mai departe cu minus radical din 2 plus 1 plus radical din 2. Se reduc, scriem cât mai amănunțit, chiar dacă exercițiul este ușor, este egal cu 1. Și iată că se verifică prima chestiune. Și acum la punctul B. Demonstrați că x operat cu y este egal cu minus pe lângă x minus 1 pe lângă y minus 1 plus 1, oricare ar fi xy aparținând lui R. Vom porni de la legea de compoziție dată. X operat cu y este egal cu minus xy plus x plus y. Avem nevoie de material în plus să ajungem la formația de la punctul B, și anume vom scădea 1 și vom aduna 1. Este egal mai departe, în felul acesta, din primul și al doilea termen dăm factor comun pe minus x, iată, pe lângă y minus 1, atenție la semn, plus y minus 1, plus 1. Acum vom da factor comun pe y minus 1 și este egal cu y minus 1 pe lângă minus x plus 1, plus 1. Dăm factor în continuare comun pe minus din minus x plus 1 din a doua paranteză și minusul vom trece în față, vom avea minus pe lângă x minus 1, deci am scris până în prezent a doua paranteză cu minus în față, minus x plus 1 este minus pe lângă x minus 1, apoi y minus 1 și plus 1. Adică am dat tocmai peste egalitatea de la punctul B. Și acum trecem la punctul C. Aici avem de rezolvat o ecuație. Determinați numărul real x pentru care 3 la x compus cu 5 la x este egal cu 1. Mai întâi să vedem operat cu 5 la puterea x. Cu cine este egal? Conform legii de compoziție vom folosi a doua lege de compoziție, a doua formă a legii de compoziție. Legea de compoziție este aceeași, bineînțeles, dar din perspectiva aceasta putem rezolva mai corect această ecuație, mai simplu. Deci este egal cu minus pe lângă prima parte minus 1, în cazul nostru este 3 la x minus 1, pe lângă a doua parte minus 1, adică 5 la puterea x minus 1. Plus 1. Și aceasta trebuie să o egalăm cu 1. Iată, scriem egal cu 1. Din această ecuație la care ajungem, ecuația aceasta, cu ea mergem mai departe, deci rezultă de aici, rezultă că 1 trecând în partea dreaptă cu semn schimbat se vor reduce, deci 1 și 1 se vor reduce și rezultă atunci 3 la x minus 1 pe lângă 5 la x minus 1 este egal cu 0. Bineînțeles, am avut minus, dar înmulțit cu minus ajungem la acest produs de 2 factori egalat cu 0. De aici rezultă 3 la x minus 1 egal cu 0 sau 5 la puterea x minus 1 egal cu 0. Din 3 la x minus 1 egal cu 0 rezultă 3 la x egal cu 1, adică 3 la x egal cu 3 la 0, adică x este egal cu 0. Și din 5 la x minus 1 egal cu 0 rezultă 5 la x egal cu 1, adică 5 la x egal cu 1 este și aici 5 la 0
Și de aici rezultă că x este egal, iată, cu 0. 0 ne-a dat la ambele ecuații, deci în final rezultă soluția, este mulțimea formată din elementul 0. Subiectul 3 roman 1, analiză matematică, clasa 11. Se consideră funcția f definită pe R cu valori în R, dată de legea f de x egal cu x la 4 minus 2x pătrat minus 63. Prima cerință, de la punctul A, arătați că f derivat de x este egal cu 4x pe lângă x minus 1 pe lângă x plus 1, x aparținând lui R. Să pregătim derivarea, iată, f derivat de x este egal cu, să scriem legea funcției x la 4 minus 2x pătrat minus 63, totul derivat. Avem de derivat o sumă algebrică, derivăm pe fiecare în parte. X la 4 derivat, facem pentru toată lumea, x la 4 derivat, minus 2x pătrat derivat și minus 63 derivat. Este un exercițiu care trebuie să știe să-l facă toată lumea. X la 4 derivat este 4x la 3 minus, constanta trece în față, deci este 2, ori x pătrat derivat, care este 2x, minus 0. 63 este o constantă, orice constantă derivată este 0. Este egal în continuare cu 4x la 3 minus 4x. Dăm factor comun pe 4x, 4x, suntem pe drumul cel bun, întrucât 4x apare și în evaluarea făcută de autor, deci 4x pe lângă x pătrat minus 1. Și acum, desigur, recunoaștem, în paranteză, o formulă de calcul prescurtat, a pătrat minus b pătrat. Deci este, diferența de pătrate, este x minus 1 pe lângă x plus 1 și, într-adevăr, am obținut relația scontată. Trecem la punctul 2, la punctul B. Determinați ecuația tangentei la graficul funcției f în punctul de abscisă x egal cu 2. Aici trebuie cunoscută formula specifică a tangentei la grafic într-un punct, în cazul nostru în punctul de abscisă x egal cu 2. Iată, este, conform formulei cunoscute, y minus f de x0 în general, la noi x0 este 2, deci f de 2, este egal cu derivata în punctul x0, la noi avem derivata în punctul 2, pe lângă x minus 2. Și acum, bineînțeles, avem nevoie de două calcule, f de 2 și f derivat de 2. Iată, mai întâi f de 2 este egal cu, folosim legea funcției, este 2 la 4, 2 la 4, minus 2 ori 2 la 2, minus 63. Este egal cu 2 la 4 este 16, minus 2 ori 4 este minus 8, minus 63. Este egal cu 8 minus 63, egal cu minus 55. Și acum am derivat în punctul 2. Vom folosi legea prin care este dată derivata, dar această formă este mai potrivită, una intermediară, 4x pe lângă x pătrat minus 1, deci 4 ori 2 pe lângă 2 la 2 minus 1. Este egal cu 8 pe lângă 4 minus 1, egal cu 8 ori 3, egal cu 24. Și acum revenim la ecuația cu care am început, adică vom avea într-o primă instanță y minus f de 2, iată, minus, minus 55, deci minus 55, este egal cu f derivat în punctul 2, adică 24, pe lângă x minus 2. Adică avem y plus 55 este egal cu 24x minus 48. Adică avem y este egal cu 24x, trecem pe 55 în partea dreaptă cu semn schimbat, vom avea minus 55 minus 48 este
minus 103. Aceasta este ecuația tangente la grafic în punctul X, în punctul de abscisă X egal cu 2. Ne ocupăm acum de subpunctul C. Calculați limită când X tinde către 3 din f de x supra x pătrat minus 9. Să scriem această limită, iată, x tinde către 3 din linie de fracție. La numărător vom avea chiar funcția, o scriem explicit, x la 4 minus 2x pătrat minus 63 supra x pătrat minus 9. Înlocuim cu 3. Este egal cu 3 la puterea 4, 81, minus 2 ori 3 la 2, adică 2 ori 9, minus 18, minus 63, supra 3 la 2, 9, minus 9. Este egal cu, la numărător este 81 minus 81, deci 0, supra 0, ceea ce înseamnă că avem o excepție. Fapt pentru care vom aplica regula lui L'Hôpital. Este cea mai comodă metodă, de aceea ne vom mărginit să o prezentăm pe aceasta. Deci, conform regulii lui L'Hôpital, vom avea limită când x tinde către 3 din linie de fracție. La numărător avem derivata numărătorului, care este tocmai f derivat de x, adică 4x pe lângă x minus 1 pe lângă x plus 1, adică pe lângă x pătrat minus 1, o scriem sub forma aceasta, supra x pătrat minus 9 derivat, adică supra 2x, egal cu, să scriem puțin mai simplu, x tinde către 3, aici putem simplifica cu x, dar și cu 2, și avem limită când x tinde la 3 din, mai ne rămâne 2 pe lângă x pătrat minus 1 și înlocuim cu 3. Este egal mai departe cu 2 pe lângă 3 la a doua minus 1. Egal cu 2 ori 9 minus 1 ori 8. Egal cu 16. 16 este limita de la punctul C. Subiectul 3, roman 2, analiza matematică, clasa 12. Se consideră funcțiile f mare definit pe minus 1 plus infinit cu valoare în R, f mare de x egal cu x pătrat supra x plus 1 și f mic de x, f mic definit pe minus 1 plus infinit cu valoare în R, dat de legea f de x egal cu 1 minus 1 supra x plus 1 la pătrat. Prima cerință, să arătăm că, deci demonstrați că, funcția f mare este o primitivă a funcției f. Pentru aceasta trebuie să urmărim mai întâi, sau să facem prima dată aprecierea că f este o funcție derivabilă. Derivabilă pe mulțimea minus 1 plus infinit. Ea are legea x pătrat supra x plus 1. Pe minus 1 plus infinit este o funcție derivabilă. Mai trebuie să urmărim dacă f derivat de x este egal cu f de x, oricare ar fi x aparținând, desigur, lui minus 1 plus infinit. Aceasta este, deci, întrebarea. Și atunci trecem la calculul derivatei funcției f mare. F mare x este derivat x, este egal cu x pătrat, supra x plus 1, totul, iată, derivat. Este egal cu, începem cu linia de fracție, derivăm asemenea unui cât, este x pătrat derivat, adică 2x, pe lângă x plus 1 nederivat, minus prima nederivată x pătrat ori x plus 1 derivat, deci să scriem aici ori 1, supra x plus 1 totul la pătrat. Am folosit formula cunoscută a derivarei, a derivat cutului. Este egal cu, din nou avem linie de fracție, să terminăm cu numitorul, x plus 1 totul la pătrat, iar la numărător avem 2x pătrat
plus 2x minus x pătrat este egal mai departe. Avem 2x pătrat minus x pătrat este x pătrat plus 2x. Totul supra x plus 1 totul la pătrat. Aici preferăm să facem un artificiu de calcul ca să ajungem totuși la forma solicitată și anume scriem prima dată x plus 1 totul la pătrat, iar la numărător, după cum se observă, lipsește un element și anume 1 pentru a fi x plus 1 la pătrat. De aceea adunăm și scădem 1. X pătrat plus 2x plus 1 minus 1. Egal cu, din nou avem linie de fracție, la numărător primii 3 termeni pot fi scriși ca x plus 1 totul la pătrat, minus 1 supra x plus 1 la pătrat. Și acum bineînțeles că vom desface în două fracții. Este egal cu, da? Prima fracție pentru toată lumea, x plus 1 totul la pătrat, supra x plus 1 totul la pătrat, minus, și a doua fracție care este 1 supra x plus 1 totul la pătrat, egal cu, aici simplificăm desigur, și avem 1 minus 1 supra x plus 1 totul la pătrat. Și am obținut în felul acesta forma cerută la funcția f de x. Deci este egal mai departe cu f de x. Și atunci din 1 și din 2, amândouă sunt satisfăcute, am condiții, funcția f mare este derivabilă și derivata este f de x, rezultă că f într-adevăr este o primitivă a lui f mic. Sau funcția f mic este primitivabilă. Trecem acum la următorul punct, iată, la punctul B. Calculați integrală de la 0 la 1 din f de x de x. Deci integrală de la 0 la 1 din f de x de x. Desigur, având în vedere că f mic îl are pe f mare ca primitivă, atunci va fi f x de la 0 la 1. Deci nu ne mai complicăm, desigur, cu explicitarea lui f de x și să calculăm integrala, odată ce știm că f mare este o primitivă a lui f mic. Adică este egal cu x pătrat supra x plus 1, căci aceasta este legea prin care e dat f mare, adică primitiva, de la 0 la 1. Și înlocuim cu 1, avem 1 supra 1 plus 1, adică 2, minus 0. Deci este egal cu 1 pe 2, răspunsul la punctul B. Și am ajuns și la punctul C, la ultimul subpunct. Determinați numărul real A, A mai mare decât 1, pentru care integrală de la 1 la A din f de x supra f mare de x de x egal cu logarit natural din 8 pe 3. Să rescriem mai întâi integrala din membrul stâng, ne ocupăm de ea mai întâi, deci integrală de la 1 la A din f mic de x supra f mare de x de x este egal cu, atragem aici atenția asupra faptului că putem rezolva integrala fără să explicităm cele două funcții, apelând la o proprietate cunoscută de la primitive, anume că dacă avem la numitor o funcție, așa cum avem aici, f de x, iar la numărător funcția derivată a numitorului, căci f derivat de x este egal cu f de x odată ce f este primitiva a lui f mic, și aici avem proprietatea cunoscută. Într-o astfel de situație, când avem integrala unei funcții care se exprimă printr-o fracție în care numitorul se regăsește la numărător în forma sa derivată, atunci este egal cu logarit natural din numitor, din f de x. Desfolosit această proprietate. Totul de la 1 la a. Și asta este egal mai departe.
logarit natural din f de a minus logarit natural din f de 1. Adică este egal cu logarit natural, acum vedem cine este f de a, x pătrat supra x plus 1 este legea prin care e dată funcția f, deci vom avea a pătrat supra a plus 1 minus logarit natural din f de 1 este 1 supra 1 plus 1, adică 1 pe 2. Și acum dacă ecuația dată este notată cu asterix, asterix este echivalent cu ceea ce am obținut noi, integrala, rezultatul la care am ajuns, logarit natural din a pătrat supra a plus 1 minus logarit natural din 1 supra 2 este egal cu logarit natural din 8 pe 3. Preferăm să izolăm logaritmul care îl conține pe a, deci logarit natural din a pătrat supra a plus 1 este egal cu logarit natural din 8 supra 3 minus plus logarit natural din 1 pe 2. În partea dreaptă avem o sumă de logaritm în aceeași bază, deci restrângem sub forma unui singur logaritm, deci vom avea logarit natural din a pătrat supra a plus 1 este egal cu logarit natural din 8 pe 3 ori 1 pe 2. Am aplicat formula cunoscută. Rezultă mai departe logarit natural din a pătrat supra a plus 1 egal cu logarit natural, aducem la forma cea mai simplă, se simplifică cu 2, rămâne 1, rămâne 4. Deci din 4 pe 3. O ecuație logaritmică simplă, am ajuns la egalitatea 2 logaritm în aceeași bază, în baza E. De aici rezultă că a pătrat supra a plus 1 este egal cu 4 supra 3. Tratăm ca pe o proporție și avem 3 a pătrat este egal cu 4 ori a plus 1, adică 4a plus 4. Și de aici este, aici este a, așa, și de aici avem 3a pătrat minus 4a minus 4 egal cu 0. A1,2, putem să folosim aici formula tradițională, dar dacă coeficientul a este un număr par, putem folosi și formula pe jumătate. Atenție, fiecare poate să afle valorile lui a după cum dorește. Cei care cunosc și formula pe jumătate într-o astfel de situație sunt avantajați. Adică avem minus b, adică minus jumătatea coeficientului lui a, deci 2, plus sau minus radical din b, avem jumătatea la pătrat, adică 2 la pătrat, deci 4, minus, nu 4ac, ci ac doar. Deci acolo avem plus 3 ori 4, 12. Totul supra, în loc de 2a, avem doar a supra 3. Este egal cu 2 plus sau minus radical din 16, care este 4, supra 3. Egal cu, și mergem acum în două direcții, da? Anume 2 plus 4 este 6 pe 3, 6 pe 3, adică este egal cu 2, și 2 minus 4 supra 3 este minus 2 pe 3. 2 aparține intervalului cerut, a trebuie să fie, iată, mai mare decât 1, deci de aici rezultă, asta nu convine, deci rezultă, soluția ecuației este mulțimea formată din elementul 2, ecuația în A, sau, dacă vreți, A egal cu 2.